găsit la buletinul știrilor de la Făgăraș. Sunt Olimpia Moga. Strategia de dezvoltare locală a municipiului Făgăraș, votată aseară de consilierii locali, este un viitor examen pentru aleșii urbei. Edilii au de lucru nu glumă, deoarece vor da testul în fața făgărășenilor pe parcursul celor 3 ani de mandat, cât le-au mai rămas. Ce au de făcut consilierii locali ai Făgărașului, vedeți în materialul următor. Într-un loc încărcat de istorie, la masa somptuoasă a dietei, consilierii locali făgărășeni au venit la convocarea primarului într-o ședință extraordinară. Au votat strategia de dezvoltare locală a municipiului Făgăraș și au ascultat cu atenție recapitularea fiecărei axe din amplul proiect. Au auzit de fapt ceea ce știau, pentru că tematica s-a discutat și lunea trecută în cadrul unei dezbateri publice. Altceva însă le-a atras atenția. Li s-a spus că sunt singurii responsabili de punerea în aplicare acestei strategii. Dacă nu găsesc oportunități de atragere a turiștilor sau a investitorilor, înseamnă că proiectul nu va avea niciun efect. Ne aflăm acum la finalul calendarului de implementare și credem noi că am pus la oaltă în urma multor discuții și întâlniri de consultare și chestionare și discuții one-to-one la zile cetății, un document care sperăm că sumarizează ceea ce reprezintă principalele provocări ale municipiului Făgăraș, precum și voința comunității și perspectiva comunității a ceea ce ar trebui făcut pe perioada următoare de timp. Și credem noi că un asemenea document o să fie, fără îndoială, un punct important și un atu important în momentul în care primăria municipiului Făgăraș se va pregăti pentru atragerea de finanțări europene pentru cei. Fiecare consilier local a primit un material amplu, o mapă colorată cu poze din Făgăraș și zonă, cu obiectivele strategice ale proiectului și cu prezentări punctuale asupra oportunităților dezvoltării zonei. Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Mihai Pascu, a punctat la rândul importanța acestui proiect. Mulțumesc firmei de consultanță, am văzut că la documentele programatice se face referire și la strategia județului, cea pe care am făcut-o eu. Bun, lăsând glumele acum la o parte, vreau să fac 3 precizări mai exact. Și anume, mai avem o lună până când începe noul exercițiu financiar al Comisiei Europene, respectiv perioada 2014-2020. Fără vorbe mari, poate nu singura, dar cea mai importantă sursă de finanțare a proiectelor de dezvoltare a statelor europene, dar cu atât mai mult, a statelor mai nou intrate în Uniunea Europeană, așa cum este și România. Cunoaștem cu toții faptul că nu ne așteptăm la mare lucru din bugetul de stat anul viitor și cred că nici în anii care vin. De aceea, exercițiul financiar viitor, acești bani europeni mult cântați, mult discutați și care nu au fost absorbiți din exercițiul trecut, înseamnă pentru noi, practic, principala resursă financiară pentru dezvoltarea sau susținerea financiară a proiectelor noastre. De aceea, un document ca acesta pe care dumneavoastră urmează să-l aprobați în ședința de Consiliu Local de astăzi, înseamnă mult mai mult decât o simplă, așa, pentru citirea unui neavenit, o simplă punere în pagină a unor idei. Este, de fapt, documentul fără de care nu aveți absolut nicio posibilitate să atrageți aceste fonduri pe viitor. Cum atragem noi turiștii? Ce poate oferi Făgărașul? Sunt doar câteva întrebări la care cu siguranță că și făgărășenii s-ar gândi mult înainte să răspundă. Cine aduce plus valoare în oraș și cum ar putea să vină banii spre urbea noastră? Dar mai ales cine ar veni aici să-i cheltuie? Chiar și aleșii orașului au căzut pe gânduri când au auzit întrebările firmei de consultanță. Ei au dedat un test de foc. Trebuie să deschidă căile acestei strategii. O zi festivă astăzi, în primul rând să le spun la mulți ani tuturor făgărășenilor, tuturor românilor din toată lumea, de ziua noastră, de ziua națională a României. Noi am sărbătorit-o cu o ședință de consiliu care a avut loc într-un cadru festiv la cetatea Făgărașului. Am aprobat strategia de dezvoltare până în anul 2020 a Făgărașului. Sper să fie cu folos și să se și realizeze ceva din ceea ce am propus. A fost nu doar o ședință festivă, ci am aprobat un proiect foarte important pentru Făgăraș. Eu întotdeauna am zis că e bine să ai un plan pe care să-l perfecționezi decât să nu ai niciun fel de plan. Este o strategie gândită pe 6 ani. Acum vom avea foarte mult de lucru cu implementarea acesteia.
Deci nu e doar un moment festiv. Momentul festiv este Ziua României și lucrurile bune pe care întotdeauna le dorim țării noastre cu acest prilej. O seară festivă, o zi de 1 decembrie, zi națională a tuturor românilor, încununată și cu o mare realizare a Făgărașului. Finalizarea strategiei, început acum câțiva ani, și mă bucur că o inițiativă a Asociației Oamenilor de Afaceri a prins contur. S-a finalizat. Nu rămâne decât să realizăm, să ne luptăm ca toate direcțiile stabilite în această strategie să prindă contur și Făgărașul să crească. Nu a fost singurul punct de pe ordinea de zi. La primărie se deschide un centru de informare turistică. Este vorba de amenajarea unui centru de informare turistică la parterul primăriei municipiului Făgăraș, în primele încăperi de la primărie, pentru ca turiștii să obțină informațiile necesare pentru obiectivele turistice din toată țara Făgărașului. Și este vorba de o cofinanțare a noastră de 2% din totalul acestei valori. Sigur că studiul de fezabilitate și proiectul tehnic care vor fi întocmite vor arăta valoarea finală a acelui proiect. Este vorba de amenajare, reamenajare, dotare cu mobilier și aparatură pentru acest centru. Ședința festivă de aseară a încheiat șirul manifestărilor prilejuite de sărbătoarea zilei de 1 decembrie. Oficialitățile locale, alături de invitații speciali, au mers în crama cetății la o recepție organizată de autorități. Ziua Națională a României a fost aniversată cu fast în orașul nostru. Peste 1000 de făgărășeni au asistat la manifestările organizate cu ocazia celui mai important eveniment din viața unui român. Desfășurarea de forțe, de la ceremonialul militar și religios, la spectacolele folclorice și tarabele cu mici și vin fiert, a avut loc lângă cetatea Făgărașului, locul din care și Mihai Viteazu a pornit acum mai bine de 400 de ani spre Alba Iulia, unde a înfăptuit Marea Unire. 1 decembrie a debutat la Făgăraș cu intonarea imnului de stat, urmat de depunerea de coroane la Troița Eroilor din spatele catedralei. Municipalitatea a comasat tot evenimentul dedicat Zilei Naționale în imediată apropiere a castelului medieval. Îmi doresc să fie românii sănătoși, voioși, să mai uită de griji și să readucem în memoria noastră și a tinerilor de astăzi ceea ce s-a întâmplat acum 95 de ani la Alba Iulia. Să nu uite Alba Iulia și să nu uite Bucureștiul că Făgărașul și alte localități din Moldova, Transilvania, Bucovina, Moldova de dincolo de Prut, țara românească, cu toții au contribuit la Marea Unire și că nu a fost voința unui om, nu a fost voința unui guvern, nu a fost voința politicienilor, ci voința națiunii. Acest lucru am vrut să-l marcăm astăzi prin prezența tinerilor îmbrăcați în costume tradiționale din țara Făgărașului, care au citit credenționalul, acel mandat care le-a dat posibilitatea făgărășenilor să intre prin reprezentanți în sala Marii Uniri de la Alba Iulia. Elevii școlilor din oraș, dar și artiști populari autohtoni au încins atmosfera pe scenă. 7 ore a durat programul artistic la care au asistat sute de făgărășeni cu stegulețe tricolore în mâini. De la mic la mare, oamenii au petrecut, așa cum știu mai bine, românește. Acțiunea a culminat odată cu lăsarea întunericului, cu unul dintre cele mai așteptate momente, retragerea cu torțe a militarilor de la garnizoana făgărășană. Sute de oameni au urmat în pas de defilare pe tot traseul până la unitatea militară. Nocturna Bibliotecii, o campanie de atragere a publicului și de promovare a culturii în toate formele ei, s-a desfășurat la sfârșitul acestei săptămâni la Făgăraș. Locul unde cărțile stau cu minți pe rafturi în așteptarea cititorilor a fost deschis până târziu noapte. Împreună, profesori, scriitori, copii și tineri talentați au marcat momentul prin poezie și muzică, expoziții, scenete și vizionări de filme. La Biblioteca Municipală din Făgăraș a avut loc o manifestare culturală pe care iubitorii de lectură o știu mai de mult, Nocturna Bibliotecii.
Manifestarea vine, de fapt, în sprijinul activității susținute a bibliotecarilor, la care toți făgărășenii au fost invitați într-un cadru și timp neconvențional. Activitățile au fost variate și multiple, muzicale, culturale, teatru, expoziții de carte și de obiecte handmade, precum și vizionare de filme. Și în acest an, colectivul Bibliotecii Municipale a conturat un program amplu pentru Nocturna Bibliotecii. Rostiri ale poetului Andrei Vremir, volumul nou de poeme ce va fi editat, Verbomachia. Vocile conștiinței în poezia lui Andrei Vremir, prezentare de carte, domnul profesor Ioani Liviu. Lectura este semnul distinctiv al omului de calitate, al celui nerobit cu totul vremelniciei. Prezentare, profesor Mihali Ioan. Președintele Fundației Negru Vodă din Făgăraș, domnul profesor Olteanu, ne va devoala perspectivele Fundației Culturale. Un memento muzical oferit din partea elevilor de la Liceul Teologic Ortodox. Apoi, tinere talente în arta interpretativă, muzică instrumentală, elevi ai școlii gimnaziale Ovid Densișeanu Făgăraș, creații proprii. Cele două scenete sunt pregătite de elevii Liceului Teologic Ortodox, Ucenicul Vrăjitor de Goethe și Nichita Stănescu, altă matematică. Vom continua programul cu prezentarea unei expoziții ale scriitorului american Nicholas Sparks și vor urmări și un film, ecranizare după unul dintre romanele lui. Proiect cultural Nocturna Bibliotecii ne-a călăuzit pașii în lume de bazm și film prin ochi de copil. Ne-a transpus apoi spre un trusou de lectură a educației. Lumea cărții te fascinează și îți deschide noi orizonturi. Iată, suntem martorii unei serii magice la Făgăraș, oferite de Biblioteca Municipală și, de ce să nu spun, este o frumoasă uvertură în fața celei mai frumoase zi sărbătorite de români, Ziua Națională de 1 decembrie. Impresii pozitive, ori de câte ori venim la acțiune culturală, într-o instituție de cultură și într-un edificiu al cărții. A fost și un public avizat și o tematică interesantă, având în vedere și cunoașterea unor literaturi și prezentarea unor creații proprii, având în față și un poet dintr-un volum inedit momentan, dar în curs de apariție. Cred că, deși au ascultat auditorii o poezie de înalt nivel intelectual, au perceput aceste idei, așa că vor rămâne măcar cu un gust de a descifra litera cărții, litera poeziei, mai ales acelei moderne, și vor deveni cititori și oameni civilizați în apropierea cărților. Seara ne-a purtat pe aripile poeziei transpusă în cuvinte de duh de scriitori și poeți făgărășeni. Cine a vrut o porție de cultură a primit în dar o seară de neuitat. Să nu aveți emoții, să ne simțim bine. Biblioteca este un loc în care oamenii trebuie să se simtă ca acasă. Trecem duși peste emoții și o anunțăm pe Georgiana Comaniciu, cu zămislirea versurilor Doamne, creație proprie. Am venit să vă aduc Doamne multe și mă duc. Dar să știu că în urma mea vine iarna și mai bine. Cântăreții de plecare se întorc la bine. Iute, iute, Ada, să înceapă rotitoare, valuri, valuri pe trecute, să se verse în scăldătoare. Fac cum? Dar munte, împărțita o capră, nu știu ce face. Am fost încântat să ascultăm rostiri de poeți și am văzut ce înseamnă lectura ca semn distinctiv al omului de calitate, al celui nerobit cu totul vremelniciei. E o inițiativă bună care deschide perspective pentru o nouă abordare a culturii în orașul nostru. Mă bucur că biblioteca a organizat acest lucru. Au participat tineri și asta este bine, pentru că s-a adresat în primul rând tinerilor și sper că vor veni cât mai des și cât mai mulți la bibliotecă. Organizatorii au oferit celor prezenți un regal de carte, teatru, muzică și poezie. Ce poate fi mai frumos în aceste vremuri potrivnice pentru cultură? Nocturna Bibliotecii este unul dintre evenimentele de la care nu avem voie să lipsim.
Acestea au fost principalele știri de astăzi de la Făgăraș. Programele noastre le găsiți și pe internet la adresa impactfăgăraș.ro. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. După publicitate, urmăriți emisiunea Impact Țara Făgărașului, în care aflați cum s-a desfășurat evenimentul dedicat zilei de 1 decembrie. Rămâneți cu bine!